Bună seara, dragi prieteni, și Crăciun fericit! Astăzi o să vă arăt un mic reportaj, nu o să fie despre politicieni, nu o să fie despre politică, despre subiectele pe care le fac în mod normal, o să fie despre ceva diferit, despre ceva cu care ne putem și noi lăuda, de aici, de unde mă aflu eu, din inima Ardealului. Înainte să vă arăt imaginile, vreau să vă adresez și câteva cuvinte în această seară de ajun de Crăciun. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost alături de mine în acest an și în ultimii 3 ani de zile de când sunt jurnalist independent. Suntem foarte mulți și este remarcabil ce am reușit să facem împreună, un amărât de jurnalist cu un telefon mobil, dar cu foarte mulți oameni în jurul lui. Enorm de mulți. Aproape 190.000 pe pagina mea de Facebook, pe profilul meu personal, peste 130.000 pe pagina publică, peste 125.000 pe YouTube și în momentul de față 600 pe Patreon, dar de-a lungul timpului 1.600 de oameni de când am făcut pagina de Patreon, cei care pentru perioade mai lungi sau mai scurte mi-ați susținut activitatea și cei peste 600 care îmi susțineți activitatea. Tuturor vă mulțumesc din suflet pentru că îmi dați posibilitatea să merg pe acest drum, un drum inedit, un drum pe care n-a mai mers nimeni până acum, drumul unui jurnalist independent 100%, fără forța unei redacții, dar în același timp fără lesa pe care o oferă conducerea unei redacții, cu tot ce înseamnă ea, finanțatori, patron din umbră, contracte de publicitate. Este un tip de jurnalism nou, posibil datorită noilor mijloace de comunicare în masă, posibil datorită site-ului Patreon, datorită rețelelor sociale, YouTube, Facebook. Este însă un mod care e adevărat. Nu mi oferă forța unei redacții, nu mi oferă puterea unei structuri organizaționale. Cunosc aceste structuri din interior. Am umblat prin ele de la vârsta de 18 ani, de când am devenit jurnalist, timp de 22 de ani, pe toate funcțiile posibile, de la reporter până la redactor șef al unor ediții online, ale unor mari site-uri de știri, de la reporter de televiziune până la realizator de emisiuni la televiziuni de știri în București. Este adevărat, nu ai forța unei organizații, dar din pricina situații, hai să-i spunem aparte, în care este România, a faptului că tot ceea ce înseamnă bani mulți e legat de politică, e legat de afaceri murdare, e legat de corupție, organizațiile astea numite presă, numite redacții, sunt foarte, foarte corupte. Și, practic, îți pierzi libertatea ca jurnalist. Nu am forța unei redacții, dar am toată libertatea pe care mi-o conferă faptul că sunt susținut direct de către public și răspund numai în fața publicului. Este ceva inimaginabil în urmă cu 25 de ani când intram în presă la vârsta de 18 ani, dar să știți că seamănă cumva cu ceea ce era atunci. Lucram atunci la ziarul local din Reșița și la televiziunea locală care erau finanțate direct de către public, direct de către reșițeni. Ziarul se cumpăra la tarabă, nu existau moguli, nu existau interese politice, nu existau contracte mari și firme de publicitate care să îți condiționeze acordarea unor reclame și implicit a unor bugete foarte mari de politica editorială pe care o faci sau nu o faci. Este un drum nou, este un drum inedit care, după părerea mea, va schimba total inclusiv modul de funcționare al democrației. Pentru că, vedeți, dumneavoastră s-a vorbit mult despre atitudinea românilor în ultimii 3 ani de zile. S-au făcut comparații cu Franța, de exemplu. Dom'le, ce au făcut cei din Franța atunci când s-a adăugat puțin un prețul de la carburanți? Da, dar în Franța presa funcționează corect. Oamenii sunt informați corect. Pentru că sunt informați corect, au avut cu totul alte reacții. Asta începe și la noi. Asta se va întâmpla și la noi. Asta vom construi și noi împreună și suntem la finalul unui an în care am realizat împreună lucruri excepționale. Pentru mine a fost o plăcere și o onoare să vin să vă cunosc pe toți cei care mă susțineți în multe orașe ale țării, în toate țările din Europa unde
avem comunități foarte mari de români. A fost o mare bucurie să văd ce s-a întâmplat în 26 mai, cum s-a mobilizat diaspora la vot și mai ales recordul de vot de aproape 1 milion de români din diaspora de la alegerile prezidențiale. Este un drum pe care mergem împreună, dragii mei, și pentru care vreau să vă mulțumesc din suflet și să vă spun ceea ce vă spun de 3 ani de zile, la final de an, atunci când fac bilanțul, să vă spun că am să vă rămân semper fidelis. Și acum... E seara de ajun și târgul este închis, dar e bine pentru filmat, pentru că se poate vedea cum e amenajat și cât de elegant este totul. Look at these heroes.